Suspensia prazitel pentru pisici și pisoi este familiară pentru mulți proprietari și are o bună reputație. Să aruncăm o privire asupra compoziției medicamentului și să aflăm dacă are analogi, cum se administrează suspensia, cum se calculează doza, câte zile se dă preparatul, este posibil să se amestece în furaj. În plus, vom analiza dacă este posibil să se administreze prazitel pentru pisici, câinilor și puilor și ce efecte secundare are. Compoziția suspensiei prazitel. Înainte de a cumpăra un medicament pentru viermi, ar trebui să citiți compoziția acestuia. Suspensia prazitel constă din aproape o duzină de ingrediente, dar există doar două ingrediente active: palmoat de pirantel, 30 mg, și praziquantel, 3 mg, restul sunt auxiliare. Vă rugăm să rețineți că prazitel este disponibil și sub formă de tablete. Prazitel este o suspensie gălbuie cu gust dulce și miros medicinal nu foarte pronunțat. După amestecare, suspensia pare omogenă, nu ar trebui să se delamineze. Medicamentul este ambalat în sticle individuale cu o capacitate de 15 ml, pentru pisici și pisici. Flacoanele, sticlele, sunt fabricate din plastic închis la culoare, care protejează suspensia de lumina directă a soarelui. Suspensia vine de obicei cu un distribuitor de seringă. Spectrul de acțiune prazitel. La suspensia prazitel este considerată un medicament complex cu un spectru larg de acțiune. Ingredientele active ale suspensiei sunt izbitoare: Toxascaris leonina, Toxocaramistax, cauza toxocarioza, uncinaria stenocefala, agentul cauzal al uncinariozei, ancilostom, agent patogen hookworm, Trichuris vulpis, cauzează trichuria, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, agens patogen echinococoza, Taenia, multiceps multiceps, vierm tenis care provoacă diverse boli, întotdeauna grave, Mesocestoides linatus, agentul cauzal al mesocestoidozei, Diphyllobotrym latum, bandă largă, parazitează în intestine, Dipilidium caninum, vierm castravete, cel mai frecvent parazit la pisici, agent patogen dipilidioză. Pirantela palmoate, conținută în prazitel, blochează transmiterea impulsurilor nervoase în corpul parazitului. Încălcarea activității nervoase duce la funcționarea defectuoasă a membranelor celulare, intoxicație, paralizie și moartea viermilor. Substanța activă se acumulează în plasma sanguină a pisicii. Efectul terapeutic maxim este atins în decurs de 2 la 4 ore, cu condiția să se calculeze doza optimă de suspensie. Praziquantel, al doilea ingredient activ al prazitel, perturbă absorpția glucozei în paraziți, ceea ce duce la creșterea permeabilității membranelor intercelulare. Ionii de calciu încep să pătrundă activ în corpul paraziților, ceea ce perturbă funcționarea sistemului nervos, ducând la paralizia și moartea acestuia. Notă: prazitel este caracterizat ca fiind ușor toxic pentru pisici. Cu o dozare adecvată și respectarea avertismentelor, medicamentul nu afectează funcționarea tractului digestiv, procesele metabolice și imunitatea. Pirantela palmoate și praziquantel se acumulează în plasma sanguină, dar concentrația este menținută numai mult de 48 de ore. De obicei, în termen de 24 la 48 de ore de la administrarea medicamentului, toate frunzele sale sunt excretate din organism, cu deșeuri neschimbate. Analogii medicamentelor. Ingredientele active pantoat, pirantel și praziquantel se găsesc în multe remedii cu viermi pentru pisici și câini. Analogii prazitel sunt disponibili sub formă de suspensii și tablete. Suspensii, prazicide plus și prazicide. Pirantel, praziquantel, vormichil, prazel, vermistop, dironet, brovanols, pastile. Pirantel, praziquantel, vormichil, prazicid, dironet, dirofen, prazitaps, azinox plus, prazifarm, caniverm,
Notă, doza de ingrediente active din preparatele analogice poate varia. În plus, medicamentul poate conține de la 1 la 3 ingrediente active, dintre care unul este praziquantel. Instrucțiuni de utilizare, doza și modul de administrare a prazitel. Instrucțiunile de utilizare sunt singurul DVS, ghid de acțiune dacă medicamentul nu a fost prescris de medicul veterinar. Prazitel servește ca agent medicinal și profilactic dacă pisica este infectată, viermi rotunzi, nematodoză, viermi plati, cestodoză. Cum să suspendați? Animalul de companie ar trebui să se simtă bine, vesel, jucăuș, cu un apetit sănătos și scaun stabil. Dimineața, înainte de mese, în timp ce pisicuța îi este foame, strict oral, pe rădăcina limbii, astfel încât pisica să înghită întreaga suspensie. De fapt, cu ce vă puteți confrunta când sunt infectate cu viermi? Pisicile suferă adesea de oboseală și intoxicație, deci nu arată vesele și vesele. Dacă burtica unui pisou este umflată de viermi, nu poate avea un scaun normal. Nu este întotdeauna posibil să beți suspensia în forma sa pură. Important! La multe pisici, când suspensia intră în membrana mucoasă a gurii, începe o eliberare abundentă de salivă spumoasă, ceea ce face imposibil să se determine dacă întreaga suspensie a fost înghițită. Cu toate acestea, chiar dacă vă îndoiați că pisica a înghițit totul, nu! Dați o doză suplimentară din suspensie animalului. Prazitel se administrează o singură dată, indiferent de scop, tratament sau prevenire. Dozajul se calculează în greutate. Un ml de suspensie la 1 kg de greutate. Dacă pisoiul cântărește mai puțin de 1 kg, doza se calculează în funcție de raportul 0,1 ml suspensie la 100 g. Greutate corporală. Înainte de a utiliza suspensia, sticla trebuie strânsă într-un pumn și agitată energic timp de câteva minute. În momentul băuturii, suspensia trebuie să aibă o temperatură adecvată. Câte zile să administrați prazitel? Dacă este necesar să repetați recepția. Înainte de a utiliza prazitel, animalul nu trebuie să fie pregătit pentru procedură, cu excepția cazului în care astfel de recomandări au fost date de către medicul veterinar, în cazuri rare. În caz de infestare critică, pisicii se poate prescrie o dietă preliminară de post sau laxative. Dacă există o amenințare de obstrucție sau perforație intestinală, medicamentul este administrat sub supravegherea unui medic veterinar. Câte zile pentru a da suspendarea? Atunci când este luată profilactic, suspensia se administrează o singură dată. Dacă prevenirea viermilor se efectuează pentru prima dată sau după o pauză lungă, recepția prazitel se repetă după 10 la 14 zile. Viermii repetați se recomandă să se efectueze înainte de vaccinare, dar nu mai târziu de 14 zile înainte vaccinării. Pot amesteca în furaje. În mod ideal, toate remediile pentru viermi ar trebui să fie administrate animalelor pe stomacul gol. Cu toate acestea, această instrucțiune nu are întotdeauna succes. Când medicamentele sunt folosite sub formă de tablete, problema este să le administreze, dar nu apar reacții locale. Atunci când se utilizează suspensia, apare adesea o reacție locală sub formă de reflexe profunde de salivă și gag. Motivul este mirosul ascuțit și nefiresc al medicamentului. Pentru a reduce riscul unei reacții locale, se recomandă amestecarea unei doze măsurate cu precizie a suspensiei în furaj. Pentru a elimina mirosul medical, nămolul este de obicei amestecat cu furaje comerciale umede. Dacă pisica refuză tratamentul, tocați bucățile și sosul într-un blender, încălziți puțin, apoi adăugați suspensia și amestecați bine. Se poate suspenda câinilor și puiilor pentru pisici și pisici, se poate suspenda pisicilor, câinilor și puiilor, nu poți și de aceea. Dacă citiți compoziția medicamentului, veți vedea asta în suspensia pentru câini conține palmoat de pirantel,
3 mg, praziquantel, 30 mg. Suspensia pentru pisici conține pantoat de pirantel, 30 mg, praziquantel, 3 mg. Pur și simplu, suspensia de pisică vă poate otrăvi câinele și invers. De ce există o astfel de diferență în compoziție? Motivul se află în caracteristicile individuale ale metabolismului și rezistenței animalelor. În plus, câinii sunt cel mai probabil să se infecteze cu viermii rotunzi și pisicile cu plat. Contraindicații și efecte secundare. Efectele secundare ale prazitel sunt descrise foarte modest. Potrivit producătorului, poate apărea o reacție alergică cu o intoleranță individuală la substanțele medicamentului. Intoxicarea. Otrăvirea poate rezulta din depășirea dozei recomandate de medicament. Prazitel are contraindicații. Aplicare în prima jumătate sarcina, iar în timp ce pisicile care alăptează nu sunt strict recomandate. Vârsta minimă pentru procesare este de 3 săptămâni. La manipularea animalelor cu vârsta peste 10 la 12 ani, pot apărea efecte secundare renale neprevăzute. Cerere pentru tratamentul animalelor bolnave, slăbite, convalescente, deshidratate, slăbite. Aplicarea simultană cu alte medicamente antihelmintice sau în timpul terapiei. Important. Medicamentul nu trebuie utilizat după data de expirare. Închis prazitel se păstrează timp de 2 ani. După deschidere, nu mai mult de o lună și numai în frigider. În timp ce lucrați cu medicamentul, trebuie să respectați regulile de bază al igienei. Nu mâncați, nu fumați, nu vă atingeți fața, vesela, prosoapele comune, etc. După efectuarea măsurilor preventive, dozatorul trebuie spălat temenic și introdus într-o pungă de unică folosință. După terminarea lucrului cu preparatul, mâinile trebuie spălate cu săpun în apă fierbinte. Distribuie pe rețelele de socializare.